După o perioadă în care numărul cazurilor a fost mic sau chiar aproape de zero, China anunță că a reinstalat o izolare strictă în apropiere de Beijing, în provincia Hebei, care a afectat aproximativ 400.000 de oameni după o creștere a cazurilor de coronavirus. Doar lucrătorii esențiali vor avea voie să părăsească locuințele, în timp ce un membru al gospodăriei are voie să iasă o dată pe zi pentru a face cumpărături. Niciun nerezident nu va avea voie să intre în clădiri, comunități sau sate. Autoritățile au avertizat că oricine încalcă regulile va fi pedepsit de poliție. O recentă evoluție din Beijing a făcut ca autoritățile să se teamă de un posibil al doilea val. Pe parcursul ultimelor 24 de ore, Beijing a raportat 14 noi cazuri de virus, ducând totalul de la focarul de la mijlocul lunii iunie la 311 contaminări.